Bună ziua tuturor! Bună ziua, dragi prieteni! Nu știu dacă se aude. Bună ziua tuturor! Sunt Sergiu Smocinski, fondator Biosfera SRL și creator a ceea ce vedeți aici, agrodat.md. Este o mare onoare pentru mine să vă văd pe toți aici la acest eveniment care marchează un moment important în evoluția digitalizării agriculturii în Republica Moldova. Din numele echipei noastre și a partenerilor noștri, vreau să vă urez un bun venit la acest eveniment și în acest moment special doresc să exprim sincere mulțumiri celor care s-au alăturat evenimentului nostru și anume avem reprezentanții Ministerului Agriculturii, avem prezenți partenerii noștri, sunt sigur că din rândul tuturor care sunt prezenți aici vor deveni și ei, mulți vor deveni partenerii noștri, desigur fermierii care sunt baza agriculturii. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și, desigur, profesorilor și studenților care sunt aici. Eu, de fapt, am revenit înapoi de unde am pornit. Să vă spun mai mult, prima oră care am avut-o în calitate de student, am avut-o anume aici, în sala asta. 24 de ani în urmă, 1 septembrie, aici am intrat. Mulțumesc profesorilor care m-au ajutat să devin specialist. Mă consider deja specialist, fără ei n-avea să devin. Cu ocazia asta, iarăși le mulțumesc mult. Agrodat este mai mult decât o platformă. Este un hub cu date utile pentru toată lumea. Fiecare va găsi câte un lucru util pentru dânsul. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Vă invit să sărbătorim acum împreună acest moment remarcabil din istoria agriculturii digitale. Pentru că, într-adevăr, este așa. Am să vă rog puțin răbdare, să stați până la urmă, să vedeți toate detaliile și o să fie detalii la care am să vă rog să vă concentrați mai mult pentru anume detaliile și schimbă lucrurile. Deci, noi putem și știm cum să eficientizăm agricultura. Acum dăm startul evenimentului, dar nu înainte, doamnelor și domnilor, astăzi avem privilegiul și de a avea invitații în calitate de invitați și reprezentanții Ministerului Agriculturii în persoana domnului Grigore Baltag, Direcția Politică în sectorul vegetal. Vă rog să luăm. Bună ziua, stimați organizatori, bună ziua, stimați colegi, oaspeți, fermieri, agenți economici, studenți. Deci, în calitate de reprezentant al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, salutăm acest eveniment organizat în vederea identificării unor soluții în vederea ajutorului fermierilor și ne bucură faptul că aceste soluții sunt de ordin inteligent. Tot mai mult și mai mult domeniul inteligenței, inclusiv mai nou inteligența artificială, este un factor care modifică abordarea referitoare la practicarea agriculturii. Agricultura, de rând cu alte domenii de activitate din economia națională, este un domeniu care utilizează în mod intens digitalizarea. Ne bucurăm că avem asemenea parteneri în vederea suportului pentru fermierii autohtoni din Republica Moldova, referitor la dezvoltarea instrumentelor și a capacităților de digitalizare pentru fermieri.
Deci un fermier bun deja practică demonstrează că nu poate avea un succes înalt, o performanță majoră, decât fără aplicarea instrumentelor digitale. În acest sens și Ministerul Agriculturii, prin politicile sale pe care le promovează, vine cu suport semnificativ pentru procurarea sistemelor de digitalizare, instrumentelor de digitalizare și totodată pentru înzestrarea cu utilaje digitale ale fermelor agricole. Aici vorbim despre toate politicile de subvenționare care există la momentul actual, în vederea suportului financiar pe care îl oferă statul în acest sens. Totodată, reieșind din frecvența, amplitudinea calamităților naturale, iarăși vedem necesară utilizarea acestor instrumente în domeniul respectiv. Fără o platformă de digitalizare eficientă, fără a avea un sistem de monitorizare al procesului tehnologic în cultura plantelor, indiferent de domeniul de activitate, specii sau soi, evident că nu putem avea o abordare eficientă și durabilă în dezvoltarea afacerii. Astfel, salutăm din nou partenerii respectivi. De fiecare dată, Ministerul salută asemenea abordări în vederea digitalizării. Mai nou ca atât, inclusiv în structura noua Ministerul Agriculturii este preconizat serviciul de digitalizare și mecanizare agriculturii, care urmează anume să vină cu suport de politici în acest sens. Pe această cale transmit succese și realizări frumoase în domeniul respectiv organizatorilor, companii care cu adevărat dorește și identifică soluții respective, fermierilor succes, abordarea cât mai pragmatică a acestor instrumente și studenților realizări frumoase respectiv cu combinarea instrumentelor digitale. Vă mulțumesc și succese! Vă mulțumim mult, domnul Grigore Baltag. Dar acum nu pot începe fără a da cuvânt gazdei evenimentului, și anume domnului decan al facultății, domnul Sergiu Popa. Vă rog să-i spuneți un cuvânt de salut. Da, vă mulțumesc foarte frumos. În primul rând, bună ziua, stimați participanți la acest eveniment și bine ați venit la unica entitate de învățământ superior agricol din Republica Moldova. Aș vrea să spun, în primul rând, organizatorilor mult mulțumesc, deoarece au organizat acest eveniment, un eveniment care se asociază foarte bine la toate evenimentele care sunt din domeniul agriculturii digitalizate. Totodată aș vrea să spun că acest eveniment se aliniază și la toate evenimentele care sunt acum în cadrul facultății și ce ține de agricultura inteligentă. Aș vrea să menționez un lucru, că pe parcursul acestor 2 ani de zile de când am început aceste reforme în agricultură, cu ajutorul întreprinderilor și cu ajutorul unităților care posedă tehnologii inovative, am dezvoltat și acest segment în cadrul facultății. Un segment care, sunt sigur, va face revoluție în agricultura din Republica Moldova și va asocia această agricultură cu țările din agricultura performantă. Chiar ieri analizam o informație referitor la care vor fi profesiile viitorului în agricultură. Absolut toate profesiile respective sunt legate de digitalizare, sunt legate de tehnologii inovative, sunt legate de inteligență în agricultură și în agricultură de precizie. Sunt sigur că tehnologiile care vor fi astăzi demonstrate și tehnologiile care vor fi astăzi prezentate va face o trecere în viitorul agriculturii, și anume o trecere la agricultura 4.0,
agricultura, care la momentul de față tinde spre cei de a mări productivitatea plantațiilor, indiferent de ce cultură vorbim, agricultura care tinde spre aceea de a face o cultură cât mai sigură din punct de vedere alimentar și o agricultură care va avea continuitate, deoarece dacă vorbim că ultimii ani ce s-a petrecut, nu cu ultimii ani, dar ultimul secol ce s-a petrecut pe domeniul agriculturii, foarte mult terenurile s-a lucrat cu tehnică grea, solul este deja foarte obosit. Dacă vorbim iarăși despre condițiile care climaterice care s-au schimbat, suntem într-o schimbare foarte mare. La momentul de față deja nu mai avem acele condiții care au fost, de exemplu, cu 50 de ani în urmă. Și anume, eu sper că toate datele care vor fi prezentate de către acest soft, de către această inițiativă, va duce la un nou nivel. Încă o dată mulțumim organizatorilor, mulțumim platformei Agrotech Arena și sperăm că aceste acțiuni vor duce, pe lângă beneficiile fermierilor, vor duce la beneficiile în rândul studenților. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim mult, domnul Popa! Acum voi face o mică modificare la program. De ani de zile tot mă gândeam în ce modalitate și sub ce formă să-mi aduc mulțumirile profesorilor care au făcut ca eu să devin un specialist. Și mă bucur foarte mult că astăzi o avem prezent aici pe doamna Galina Camarov, care m-a ajutat, deci care a adus un aport extrem de mare pentru ca eu să devin specialist. Îi mulțumesc foarte mult și vreau să o aplaudăm cu toată lumea. Deci, acum pornim la drum cu agrodat. În primul rând vreau să vă spun că astăzi nu vorbim nimic despre aspectele comerciale, vorbim doar despre tehnologii și soluții pentru fermieri. Dacă priviți acum la titlul prezentării, totul este în mâinile fermierilor, la un clic distanță. Deci, titlul poate fi interpretat la propriu și la figurat. Deci, într-adevăr, totul este în mâinile fermierilor. Deci, toate tehnologiile sunt disponibile acum în piața Republicii Moldova, doar că aceste tehnologii trebuie utilizate acum, până când nu s-a făcut târziu. Și dacă să vorbim la figurat, doar fermierii pot schimba lucrurile. Am să cer atenție, cum spunea domnul profesor, răposatul profesor domnul Chiriac, galiorca, liniște. Deci, cu agrodat lucrurile devin cu mult mai simple. Dar să mergem mai departe. Clipă. Fac clic, doar că nu merge. Și acum încă o dată facem. Deci, astăzi vom vorbi despre definiția digitalizării agriculturii, trenul digitalizării. Andrei, te rog să fii atent. Impactul semnificativ al datelor asupra succesului în agricultură. Vom transforma practicile agricole cu platforma noastră pentru a avea o agricultură durabilă. Și, desigur, punctul culminant al evenimentului de astăzi, vom lansa online, veți fi primii care veți vedea platforma agrodat.md. Definiția digitalizării agriculturii.
Vă spun sincer, până în ziua de astăzi nu am auzit o definiție clară a digitalizării agriculturii. Deci, dacă au mai fost careva definiții, dar însăși explicațiile ce înseamnă digitalizarea agriculturii nu s-au adus. Ce înseamnă digitalizarea agriculturii în viziunea noastră? Deci, digitalizarea agriculturii se referă la utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi diferiți senzori IoT, deci care sunt conectați la internet și nu doar internet, dar avem soluții digitale, soluții satelit, analiza datelor, roboți agricoli, aplicații și platforme, software specializate, care sunt acum o mulțime de așa gen disponibile pentru fermieri. Deci toate vin pentru, ca să pentru a îmbunătăți eficiența, productivitatea și, în ultimul rând, sustenabilitatea proceselor agricole și în gestionarea fermelor. Calea digitalizării. Să nu credeți că acest tren reprezintă digitalizarea agriculturii din Moldova. Deloc nu. Trenul, sau din imaginea asta, semnifică momentul că el de mult stă în gara Chișinăului și ne așteaptă pe noi toți ca să urcăm în acest tren și să pornim la drum. Încă nu e târziu, reușim, dar trebuie să mergem cu pași grăbiți ca să urcăm în acest tren și să ajungem la destinație. Să vă spun din partea mea, trenul nu este unul din cele mai rele trenuri, pentru că dacă să vorbim de anii 2000, cine își aduce aminte, erau perioade grele și anume acest tren m-a adus pe mine la Universitatea Agrară și el mă ducea înapoi în gara Socoleni ca să mă ducea acasă. Deci, pentru mine era unicul mijloc de transport. Deci, haideți să folosim nu acest tren, un tren virtual, pentru ca să ne digitalizăm. Dar, uitați-vă atent, domnul Alexei, aici, la un moment. Deci, am publicat un articol cu denumirea în noiembrie 2023, cu denumirea Cum reducem utilizarea ineficientă a pesticidelor. Vreau să vă întreb, cum vă pare tema acestui articol? Ar trebui să fie de interes maxim pentru toată lumea. Vrem să consumăm sănătos, vrem să fim sănătoși, trebuie să... Dar, uitați-vă ce se întâmplă. Articolul a fost publicat în România și în Republica Moldova. Și uitați-vă atent la numărul de vizualizări în aceste două țări. 118 vizualizări în Republica Moldova și aproape 7000 în România. Chiar vreau să rog pe cineva să spună ce trebuie să facem noi acum. Unde e problema? Din punctul meu de vedere, noi, acei care oferim soluții digitale, poate nu am adus suficientă informație ca să-i învățăm cum să utilizeze soluțiile digitale. De fapt, de aici și-a pornit ideea Agrodat, ca noi să dăm, să spun, mură în gură, să dăm soluțiile gata, pregătite, pentru ca fermierii să le poată folosi. Dar asta este realitatea. Cu siguranță avem oameni buni, fermieri puternici, cu care putem schimba lucrurile. Noi suntem aici și noi îi vom ajuta împreună cu toți. Nu vorbesc doar despre noi, despre fermieri, dar sunt multe entități, inclusiv și Ministerul Agriculturii, cu care împreună o să schimbăm lucrurile spre bine. Câteva exemple, deci acum vreau să măsurăm eficiența. Simplu, de unde începem? Deci toți fermierii trebuie să deplaseze în câmp, trebuie să-și vadă culturile. Dar cât ne costă deplasările și, în special, deplasările inutile pe care putem să le evităm. Deci am făcut un calcul simplu, în cazul în care fermierul sau specialistul lui merge în câmp de 10 ori pe an, la o distanță de 2 km, cu un consum de combustibil, cu timpul care este plătit specialistul și timpul pierdut pentru monitorizare. Deci s-a făcut o sumă mică, 10 deplasări, 518 lei. Dar dacă
dar dacă sunt, îmi cer scuze, deci o deplasare costă 518 lei, dar dacă sunt cel puțin 10, deja vorbim de câteva sute de euro. Și aici am să vă duc un alt exemplu, fiind în Elveția în anul 2004, în calitate de student la practică, am ieșit dintr-un depozit și n-am stins lumina, deoarece știam că peste 30 secunde, o minută, mă întorc. Fermierul mi-a spus, Sergiu, de ce n-ai stins lumina? Păi uite, m-am întors deja. Sergiu, dar dacă în fiecare zi să faci lucrul ăsta, 365 de zile pe an? Deci, în sumă, avem deja o altă cifră. Acum vom vorbi despre impactul semnificativ al datelor, cum datele ne ajută. Deci, ideea digitalizării este să folosim datele în scopurile noastre. Recoltă și calitate. Dacă, deci, în general, digitalizarea agriculturii presupune sporirea recoltelor și sporirea calității. Dar, dacă să vorbim în special despre calitate, calitatea, în viziunea mea, este succesul în agricultură. Dacă nu vom avea calitate, nu vom avea nici preț. Rentabilitate maximă. Deci rentabilitate maximă este ce despre ce am vorbit, este vorba despre tabelul de mai sus, unde, utilizând eficient soluțiile digitale, putem spori rentabilitatea. Și, desigur, iarăși am să mă repet, vorbim despre practicile durabile, despre o planetă mai verde, spre care tindem și, apropo, dacă ne dorim să fim parte a Uniunii Europene, știți deja despre programul Uniunii Europene, care vrea să reducă utilizarea pesticidelor până în anul 2030 cu 50%. Deci o să fie mai dificil să găsim soluții pentru a combate bolile și dăunătorii. În continuare, am să vă dau câteva exemple de date utile. Deci, și am să vă dau exemple în baza informației pe care o deținem acum, și anume exemple pe baza precipitațiilor, suma temperaturilor active, temperatura solului și boli și dăunătorii. Ce înseamnă informația? Cineva, câteva zile în urmă, mi-a spus, un fermier, știi, Sergiu, eu deja m-am digitalizat, am de toate, totul e în regulă, dar în afară nu este suficient doar să deții dispozitive digitale, trebuie și să le mai utilizezi. Deci aici avem în grafic informația despre suma precipitațiilor în Republica Moldova, zona centru, începând cu 2015 până în 2023. Desigur că dumneavoastră puteți să aveți viziunea dumneavoastră despre aceste precipitații, dar eu am să interpretez diagrama în felul meu. De exemplu, eu de aici văd că precipitații sau probleme avem mai mult în perioadele septembrie și octombrie. Deci anume atunci când trebuie să mergem, să pornim semănatul grâului de toamnă. Ce aș face eu în cazul dat? Eu m-aș strădui ca să conservez umiditatea din sol, anume la începutul lunii septembrie, deoarece în august, în zona asta, dacă vă uitați atent la diagramă aici, de obicei avem precipitații mai stabile. Deci și lucrul ăsta trebuie să-l luăm în considerație. Dar deja dumneavoastră, fiecare pentru dânsul, interpretează această diagramă. Foarte mulți fermieri spun că problema în agricultură este insuficiența precipitațiilor. Eu sunt de acord. Precipitațiile sunt factorul limitativ. Dar nu doar precipitațiile sunt factorul limitativ, și anume această diagramă explică acest lucru. Vedeți aici corelația dintre precipitații și recolta la hectar. Deci am avut ani cu precipitații suficiente, dar
recolt, dar și recoltă scăzută. Mai scăzut în comparație cu anii în care am avut chiar și mai puține precipitații. Deci trebuie să precautăm toți factorii care influențează la recoltă. Un factor care este exclus, practic, în general, din tehnologie, dar slavă Domnului și mulțumesc încă o dată profesorilor că m-au învățat și mi-au spus că mai este un parametru foarte important care influențează asupra creșterii culturilor și este vorba despre suma temperaturilor active. Cine nu este de acord? Mersi. Deci, aici, în două diagrame, o să precautăm două situații diferite. Prima, cu semănatul în perioada de 15 octombrie. Și aici, clipă, vedem următorul lucru. Deci, norma sumei de temperaturi active pentru grâul de toamnă, deci suma temperaturi active necesare pentru grâul de toamnă ca să intre în perioada de iarnă sau în perioada de repaus, este între 400 și 500 de grade zile. Norma pentru întregul sezon, de la 1800 până la 2300 grade zile. Ce se întâmplă atunci când semănăm grâul în data de 15 septembrie sau mai târziu se mai întâmplă și în noiembrie? De aici e clar. În niciun caz, deci în niciun an pe care l-am analizat aici, din 2015 până în 2023, semănând pe data de 15 octombrie, nu s-au acumulat temperaturi suficiente pentru dezvoltarea grâului de toamnă. Automat, asta înseamnă că grâul nu a înrădăcinat bine, nu s-a dezvoltat bine și deja ulterior în primăvară, cu rădăcinile, cu acele puține rădăcini care le are, nu poate cantitatea cea mică de precipitație care mai este în sol. Deci pentru a avea o plantă sănătoasă, trebuie să avem și rădăcini sănătoase. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă și chiar din cauza temperaturilor acumulate din toamnă, noi nu am realizat și necesarul de temperaturi pentru pentru întreaga perioadă de vegetație a grâului. Clipă. Că așa să fie mai bine. Lucrurile stau diferit. Domnul Todiraș. Mersi. Lucrurile stau diferit în cazul în care semănăm grâul de toamnă pe data de 15 septembrie. Uitați atent. Doar într-un singur caz am avut temperaturi insuficiente, a fost o toamnă mai rece și nu s-au acumulat temperaturi suficiente. Dar în restul cazurilor avem temperaturi suficiente pentru ca cultura noastră să intre în condiții bune la iernat. Deci, unul din succesele este acesta. Nu știu dacă cineva din fermieri vrea să spună un cuvânt, deci poate o replică aici, deoarece de ce e semănat grâu în data de 15 octombrie sau 1 noiembrie? Pentru că n-am reușit să recoltez porumbul. Dar de ce n-am reușit să recoltez porumbul? Pentru că hibridul era unul tardiv și nu mi-a permis să-l recolteze la timp. Dar dacă să ne uităm cu ochii europenilor, da, deci din vestul Europei, ei programează semănatul grâului de toamnă sau oricare alte culturi cu 2-3 ani înainte. Deci este un asalument clar stabilit, cu perioade de vegetație pentru fiecare cultură, deci și ei știu cum să procedeze din start. Noi, din păcate, reieșim din situație. Noi trebuie să schimbăm lucrurile acestea. Da, apropo, Agrodat va veni cu soluții clare, cu sfaturi scurte, utile, cum să procedați anume la zi. Deci, reieșind din situația la zi, veți avea o informație. Când eram student, spuneam o șpargalcă.
Eu nu m-am folosit de ele. Deci o șpargalcă pe care o să vă folosiți permanent pentru a optimiza procesele în agricultură. Încă un parametru care influențează mult calitatea și recolta este temperatura solului. Și aici, scurt, vom analiza relația dintre temperatura aerului, radiația solară și temperatura solului. Și o simplă concluzie. Temperatura aerului nu trebuie confundată cu temperatura solului. Exact ca și agricultura cu politica. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum la noi. Deci, în imagine vedeți că variațiile, temperatura pe parcursul zilei, perioada de primăvară, variază în intervale mari de până la 20 grade, iar temperatura solului practic nu variază, deci doar cu câteva grade. Deci temperatura solului este mult mai stabilă și planificarea semănatului trebuie să aibă loc în baza informației sau parametrilor, precum ar fi temperatura solului. Din experiența mea, cunosc, am văzut că sunt experți, specialiști, care vin cu recomandări de genul trebuie să semeni acum sau trebuie să semeni mai târziu, floarea după porumb, că așa e mai bine. Nu, noi am avut toți o școală și o școală foarte bună. Și slavă Domnului că lucru continuă, deci facultatea trăiește și mai produce specialiști, deci pe noi ne-a învățat că noi semănăm atunci când sunt condiții optime pentru acest lucru. Nu ascultăm pseudo-specialiștii, îmi cer scuze față de ei dacă cu ceva îi supăr în acest moment. Dar să mergem mai departe. O altă durere, 30% din tehnologia fermierilor sunt pesticidele. Creditele care le au acum, sau datoriile pe care le au cu fermierii, o mare parte sunt din cauza pesticidelor. Deja nu vorbesc, nu presupun, nu, dar cunosc cum are loc procesul de protecție și care sunt pierderile financiare din cauza pesticidelor și anume aplicarea lor incorrectă. Noi avem soluția. Suntem gata să ajutăm absolut pe toți. Până în ziua de azi, de când activez, nu am refuzat nimănui personal sau unui grup de a ajuta cu sfaturi sau cu soluții despre care cunoaștem. În cazul dat vorbim despre prevenirea bolilor, deci care este o mare problemă și este o scumpete. Deci, cel mai bine, toți știu, este să prevenim bolile. Dar prevenirea bolilor arată diferit la noi în Republica Moldova, despre care cu și voi explica. Dar, în primul rând, toți cei care sunteți aici, indiferent dacă sunteți specialist în agricultură sau nu, o să înțelegeți principiul de dezvoltării bolilor. Deci, pe scurt, principiul în viziunea noastră. Deci, dumneavoastră trebuie să știți că în cultură, pe plante, noi permanent avem spori de infecție. Îi vedeți aici pe ecran. În condiții, spunem, normale, știți, când mergem în mașină sau seara la televizor, ascultăm știrile meteo și cu așa o bucurie, moderatorul la televizor cu așa o bucurie în suflet spune că mâine vom avea o zi frumoasă, cu soare, și în acel moment începe a plânge toți fermierii. Asta înseamnă că iarăși va fi o zi uscată fără precipitație. Și anume în așa fel de zi, în aceste zile, sporii stau și așteaptă condiții pentru germinare. Domn Bivol, sunteți de acord? Nu cam. Vă rog să comentați atunci. Eu, serios. Da, desigur, da. Noi vorbim despre principiu, da, vorbim de boli, da, vorbim de bolile infecțioase. Da,
Nu vorbim de bolile cauzate de virus, dar în condiții cu umiditate, deci precipitații rouă, care des apare noaptea și nimeni nu vede, începe germinarea sporilor. Deci boala își începe activitatea, deci procesul, ciclul biologic de viață. Noi îl numim, noi acest proces numim, s-a început procesul de incubare. Deci, acum este posibil de a prevedea sau prezice acest proces cu ajutorul stațiilor meteo. Deci, măsurăm condițiile, măsurăm condițiile și condițiile de vreme ne indică nouă că s-a început o infecție sau altă. La microscop lucrurile arată în felul următor. Deci sporii abia au germinat. Vreau să întreb cineva mai curajos din sală să-mi spună ce vedem pe plantă sau pe cultura noastră în momentul ăsta? Ok, atunci am să explic că în imagine este un spor care abia a început să germineze în primele minute de a ciclului biologic. Pe plantă putem vedea simptomii de boală? Nu voi vorbi de agentul patogen, este un agent patogen la cultura grâului. Presupun că este rugina. Presupun că este rugina, slide-ul l-am făcut de mult, nu mi-aduc aminte. Vorbim acum la general despre principiu, pentru că să înțeleagă toți. Dar, mersi mult că ați remarcat, deci în momentul de față nu o să vedem nicio simptomă pe plantă, corect? Care este părerea dumneavoastră? Dacă vom aplica un fungicid preventiv în momentul ăsta, reușim să salvăm cultura? Da, de profilactic, corect. Da, anume, da, acest răspuns am vrut să-l aud la dumneavoastră. Deci, acest produs de profilactică trebuie să-l aplicăm în perioada de incubație, care în funcție de patogen poate dura de la 2 până la 4 sau chiar și mai multe zile în funcție de condiții și de patogen. Deci, perioada de incubație. Aici trebuie să aplicăm produsele profilactice, cum a spus domnul Alexei Bivu. Mersi mult. Ce se întâmplă dacă nu acționăm, nu tratăm? Dacă, la general vorbind, ne confruntăm cu pierderi mari, cu simptome a bolii în cultură. Deci, indiferent de condițiile deja care sunt în câmp, boala evoluează, instaurându-se pe plantă și producând spori noi. Deci, de obicei, fermierii lucrează anume în momentul ăsta. Vorbisem despre tratamente curative, când trebuie să le aplicăm. Deci, tratamente curative le aplicăm în perioada de incubație. Nu vă temeți că cineva nu a fost atent, cineva din fermieri nu a înțeles suficient procesul sau principiul, o să-l explicăm pe platforma noastră Agrodat într-un format foarte simplu. Ce înseamnă protecția în Republica Moldova? Nu sunt eu cel mai deștept om de pe lume, am început anume așa, fiind specialist în câmp, consultant, mergeam și eu în câmp ca să găsesc simptomele de boală pe care după asta trebuia să le combat. Dar cu toți îmi dăm seama că deja pierderile de recoltă și calitate sunt inevitabile. Cu ajutorul predicției bolilor putem preveni apariția simptomelor. Și aici vedeți un tabel, nu știu, se văd cifrele, se văd bine. Deci, avem un rezultatul unei experiențe care ne indică impactul asupra recoltei, în cazul când am avut tratamente curative și tratamente preventive. Deci, două tratamente
curative au adus minus impact recoltă. Deci până la minus 28 impact recoltă. Ne mai vorbim deja de calitatea recoltei. Și în cazul tratamentelor preventive, cu un singur tratament, da, este suficient. Aici deja, cine puteți să spuneți ce n-ați spune, eu lucrul ăsta l-am testat în practică, în câmp. Acum, un singur tratament plus recoltă, dar eu sunt de acord cu 0% adaus recoltă, dar nici de cum cu minus 14 pierderi de recoltă. Lucrul ăsta, sincer, îl doresc tuturor fermierilor, studenților care se află aici, să memorizeze acest lucru și să aplice corect cunoștințele. Și, desigur, să respectați profesorii care, într-adevăr, din suflet, se străduie să vă dea totul ce au mai bun la ei. Aceeași situație și cu combaterea dăunătorilor. Deci, un studiu din Statele Unite a arătat că utilizarea unui model de avertizare a dăunătorilor reduce cu până la 50% numărul de tratamente cu pesticide. Din păcate, noi avem reprezentanții proiectului Struguri Bio de la Oficiul Național al Viei și Vinului, proiect care durează deja 3 ani de zile și anume acolo am obținut rezultate, am redus cantitatea de pesticide aplicate cu până la 35%. Domnul Vasile Vartic, confirmați? Da. Cum a fost strugurii anul trecut? Cum a fost strugurii anul trecut? În cadrul proiectului, fiecare vineri, discutăm cu specialiștii din 12 vinării, vinăriile renumite din Republică, și facem protecție la distanță. Deci, eu aflându-mă în Austria, în multe cazuri nu cunosc unde se află podgorile. Domnul Vasile, cine dă recomandările, când să tratați și cu ce să tratați? Rezultatele? Deci, n-am să exagerez niciun pic. Vorbim doar despre realități care trebuie să le implementăm. Avem minți lucide. Încă o dată vă îndemn. Cu toată puterea înainte. Da, Andrei? Așa. Acum mergem mai departe. Încă puțin a rămas până la lansare. Acum transformăm practicile agricole cu platforma noastră. Și începem cu hărțile interactive care vor fi baza platformei AgroDat. Și după cum am spus, prognoza bolilor, într-un format simplu, pe înțelesul tuturor. Ce înseamnă prognoza bolilor pe AgroDat? Deci, zonele marcate cu verde, cu culoare verde, nu sunt condiții pentru infecție, deci pentru fiecare boală, pentru fiecare cultură. Cu galben vor fi marcate zonele cu condiții moderate pentru infecție și cu roșu sunt, va însemna, condiții optime pentru infecție. Deci foarte simplu. Informația va fi disponibilă pentru fiecare metru pătrat. ...45 de culturi agricole. Recomandări produse. Pentru fiecare patogen este leacul lui, este o substanță activă pe care noi o vom recomanda fermierilor ca să o aplice pentru a combate boala. Pe viitor, cum am spus, avem minți lucide, Andrei, ești printre pretendenți, să avem un serviciu online de consultanță pentru fermieri. Deci, nu doar un apel telefonic, o programare pentru ca să... O programare pentru apel, deci după care fermierul va fi apelat și va fi consultat cu problema, în problema pe care o are. Andrei, ce spui de așa idee? O idee.
Merge în echipa noastră? Da. Mersi. Și desigur, nu în ultimul rând, vom promova practici sustenabile. Deci optăm pentru o planetă verde. Îmi place ceea ce face Alexei Micu, producere biologică, îl susțin și vreau ca toată lumea să ajungă într-o zi să poată produce anume produse biologice, care de fapt ne plac tuturor produsele biologice, dar mai greu cu procesul de producere acestor produse. Am identificat că avem în zona noastră o boală, s-a instaurat o infecție sau este un început de infecție. Ce facem? Vine agrodat cu soluția și ne spune dacă avem în momentul de față sau într-o perspectivă de câteva zile, dacă vom avea condiții pentru ca să efectuăm tratamentele. Și anume, cu roșu vom marca condițiile nepotrivite pentru tratamente, cu galben sunt condiții medii pentru efectuarea tratamentelor și zonele marcate cu verde înseamnă condiții ideale pentru a efectua tratamentele. Iarăși, harta interactivă se va construi în baza datelor reale din câmp. Vorbesc despre temperaturi, umiditate relativă, viteză, direcție, vânt. Deci se vor lua în considerație toți acești parametri importanți pentru procesul de luare deciziilor. Din păcate, noi îl avem aici pe domnul ministru, vicepremierul, domnul Vladimir Bolea, deoarece această hartă interactivă a fost sugerată sau ideea a fost furată de la dumnealui. A fost una dintre primele idei care m-a dus la gândul să creiem platforma AgroDat, și anume identificarea zonelor afectate de secetă. Seceta se poate identifica ușor. Deci nu este nimic, deci seceta o definim ca o perioadă în care cantitățile de precipitații sunt semnificativ mai mici decât media multianuală într-o anumită zonă. Deci e foarte simplu. A să mă întorc la cuvintele care le-am spus de la început, este nevoie de date. Deci noi avem date, deci datele sunt importante și noi, cu ajutorul datelor, vom putea identifica aceste zone. Este și formula secetei aici, nimic complicat. Deci noi o aplicăm pe platformă. Deci zonele marcate cu galben, secetă ușoară, zonele marcate de culoare portocalie este, va însemna secetă moderată și cu roșu, din păcate, va fi secetă severă. Eu sper foarte mult și mă rog Domnului ca noi să avem tot timpul pe harta asta doar culoarea verde. Deci îmi doresc acest lucru și sper mult că așa și va fi. Mersi mult. O altă variantă de utilizare a datelor este predicția recoltei. Deci noi putem vedea din start, din momentul semănatului, care este potențialul recoltei noastre. Deci, iarăși, ne bazăm pe date, pe cifre. Vorbim despre temperatura aerului, vorbim despre precipitații. Deci, dacă adunăm toate aceste date, le introducem în algoritmul nostru, primim predicția recoltei. Aici avem un caz real. Deja lucrăm. Fermierii din Republica Moldova aplică acest instrument. Fermierul chiar se află aici în sală și, într-adevăr, e foarte mulțumit, deoarece instrumentul nu doar oferă predicție recolte, dar și imagini satelitare care îi permite lui să se afle mai mult lângă familia sa, lângă copii, dar și îl scutește de mai multe deplasări inutile în teren. Deci, foarte simplu, vedem că în perioadele când am avut puține precipitații aici,
potențialul recoltei a scăzut și, din păcate, graficul dat, diagrama dată ne indică nouă un lucru, că recolta reală, potențială, este astăzi mai mică decât media multianuală. Deci noi deja avem probleme cu cultura grâului, cel puțin în zona de nord, vorbesc de regiunea Soroca. Deci avem mai multe precipitații, avem mai multă recoltă. Și în baza acestei informații, într-un moment oricare, în primăvară, fermierul poate să decide singur ce să facă. Să meargă mai departe cu o cultură insuficient dezvoltată sau să meargă cu o cultură de primăvară. Deci asta este digitalizarea agriculturii, când noi aplicăm datele. Deci eu m-am digitalizat, am toate instrumentele. Nu. Noi trebuie să le utilizăm. Pentru că dacă eu m-am digitalizat și dacă costurile digitalizării, deci investiția în tehnologii, în dispozitive, m-au costat 5.000 de euro sau mă costă anual 1.000 de euro, dar costurile s-au redus cu minus 200 de euro, deci avem mai multe pierderi, aceasta nu este optimizare și nu este digitalizare. Deci dacă ne digitalizăm, trebuie și să utilizăm eficient ca să optimizăm agricultura. Hărți digitale cu agrodate, deci aceleași hărți interactive, din fericire pentru mine, dat modelele, hărțile digitale și informația care o să oferim, n-a încăput într-un singur slide și o să vă prezint două slide-uri, dar ce oferim noi? Date măsurate, date modelate și geodate. Deci date măsurate pe platformă. Cu chenar roșu sunt marcate soluțiile care deja sunt disponibile pe platformă, care o să le vedem chiar acum. Deci temperatura aerului, temperatura solului, urmează campania de semănat, precipitațiile, radiația solară, viteza vântului, evapotranspirație, umiditatea frunzelor, suma temperaturi urmează să fie dezvoltată. Date modelate, cum am spus, vom avea prognoza bolilor, prognoza dăunători, ferestre de semănat, deja sunt, acuși le veți vedea, o să vă placă foarte mult, ferestre pentru tratamente, prognoza meteo, prognoza recoltei, infosecete, care este o problemă dureroasă, o să avem aici, geodate, cu ajutorul partenerilor și prietenilor noștri vom avea informații despre textura solului, altitudine, pentru a înțelege mai bine din ce cauză se schimbă temperatura, deci informații despre bonitatea solului, harta culturilor, harta culturilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Deci deja cunoașteți practic cu toții că sunt soluții digitale din satelit care identifică ce cultură avem într-o parcelă sau altă. Deci o informație mai mult utilă pentru Ministerul Agriculturii sau alții. Harta recoltelor și imagini satelitare. Următorul bloc de informații care avem, care le avem pe platformă sunt informații utile, vom avea informații oficiale și o rețea socială, dar nu una simplă, dar dedicată fermierilor, doar fermierilor și celor care vin să îmbunătățească procesul și să-i ajute pe fermieri, deci să beneficieze mai mult din fiecare hectar de pământ. Deci informații utile, deja disponibile, știri agricole la zi, mulțumim partenerului nostru, agromedia.md, video tematice la zi, iarăși, sunt disponibile pe platformă, un ghid agronomic despre care am vorbit, despre șpargalca ce care am vorbit, inovații agricole digitale, le găsim pe platformă, fiecare se poate informa, o hartă pe care am numit-o Agroatlas cu locații a diferitor entități, cum ar fi magazine agricole, vom avea prețuri la producție agricole, o bursă, locații cu puținile laboratoare de analiză de sol care le avem din țară, deci informații oficiale de la Ministerul Agriculturii, politici agricole pentru fermieri, actualizările despre produsele de uz fitosanitar, locații direcții agricole cu contacte și cu locațiilor pe Google, locația ANSA, actualizări AIPA care devin tot mai importante, deoarece fermierii au nevoie și de ajutor din partea statului.
rețea socială, deci chat-uri dedicate, unde fermierii vor putea posta pozele lor din câmp, ca să, deci dorim ca fermierii să aibă și ei vocea lor, să spună ce cred, să facă problemele lor să fie văzute de toată lumea. Grupuri tematice, deci pe culturi, culturi leguminoase, culturi pomicole, cultură mare, tot. Recomandări online, după cum am spus, deci avem nevoie de suport, de specialiști. Sper mult că în viitor apropiat deja să avem o linie fierbinte unde vom ajuta fermierii. Și ultima idee, acum, noaptea, ne-a venit, este un marketplace. Aici vreau să discut scurt cu dumneavoastră, să vedeți care e ideea, doar că suntem aici într-o sală performantă și nu cred că o să găsesc o bucată de cretă. Mă auziți? Dar un marketplace. Ce înseamnă un marketplace în viziunea mea? Deci oferim soluții fermierilor ca să-și vândă eficient marfa. Avem fermieri care se loghează pe platformă. Sunt mulți fermieri. Își creează un cont, beneficiază de toate utilitățile care sunt pe platformă, dar pe lângă asta mai au posibilitatea să posteze pe pagina lor, la alegerea lor, anonim sau deschis, informația despre ce au ei în vânzare. Am 10 tone sau 100 de tone de mere sau am 1000 tone de grâu și vreau prețul pentru grâu 4 lei la kilogram. Calitatea asta, puritatea asta, deci toată informația. În altă parte, pe platforma noastră sunt logați exportatorii. Erau aici exportatori, vorbești la telefon, acum nu aude, dar exportatorii sau cumpărătorii producției agricole. Ei vor vedea pe hartă interactivă locațiile unde sunt volumele de producție. Grâu, măr, ceapă, tot. Cu prețurile, deci cu oferta. De unde mi-a venit ideea asta cu marketplace-ul? Ideea cu marketplace-ul mi-a venit a pornit de la ideea că fiind cu agricultorii, mulți ani la rând, cot la cot, fermierii la fiecare 5, poate 10, 15 minute sunt telefonați de cumpărători care întreabă: Victor Andreevici, este pșeniță? După ce îmi dăiute? Domn Victor, aveți grâu? Aveți porumb? Dar care preț? Deci, într-o discuție de jumătate de oră cu fermierul, el a pierdut 10 minute cu dânșii, deci și 20 minute cu mine. În cazul dat, timpul ăsta, 10 minute, eu l-aș oferi familiei mele sau timpul l-aș pierde pentru a-mi eficientiza procesele, pentru a obține mai multă recoltă. Să stăm la telefon, dar chiar la urma urmei și nu-i chiar sănătos să stăm toată ziua cu telefonul la ureche, pădățat. Deci, un marketplace eficient pentru fermieri. Suntem aproape aici, nu știu cum suntem cu timpul, dar practic am ajuns la momentul final. Vreau să vă spun că acesta nu este proiectul meu, nu este proiectul echipei mele, este proiectul nostru, este proiectul dedicat tuturor fermierilor. Am pornit din dorința de a ajuta fermierii și sunt sigur că printre voi și cei care sunt acum online sunt doritori de a participa în acest proiect, inclusiv și mediul academic. Să înțeleg că domnul Alexei Bivol deja este gata să ne ajute cu multe idei, să închidă lacunile deci cunoștințelor unde ceva poate am scăpat, o să ne ajute, dar și restul care vor să participe, să îmbunătățească agricultura în Republica Moldova, vreau să vă spun că suntem deschiși pentru colaborare,
pentru un viitor mai bun pentru Republica Moldova. Aici sunt contactele noastre. Cu mare drag vom discuta cu toți și fiecare. Deci, viitorul este aici. Am ajuns în momentul, dar nu vom merge mai departe până nu am să aduc sincere mulțumiri partenerului nostru de încredere, care deja ne-a ajutat foarte mult ca să ajung, ca eu să ajung și noi să ajungem în clipa asta aici, pe scena asta, ca să vă aduc toată informația asta, sper mult că a fost utilă, dar încă urmează multe informații, lansăm online. Vreau să-i invit aici în scenă pentru un cuvânt de salut și pentru un cuvânt de susținere pentru Agrodat. Încă o dată, partenerul nostru de încredere, fondatorul agromedia.md, doamna Cristina Untilă. Vă rog mult! Bună ziua! Felicitări, Sergiu, felicitări Agrodat. Se vede că viitorul este în mâini bune. Astăzi suntem aici, Agromedia de fapt este aici în calitate de partener. Ne-a fost simplu să acceptăm provocarea, deoarece din prima zi de la lansare, aproape 4 ani în urmă, când am pornit în agricultură, în media agricolă, am pornit-o cu sloganul Agricultura modernă. Deci de atunci știam că asta este ceea ce trebuie să punem accent. Voi, Agrodat, va aduce informație de ultimă oră la click distanță, cum și spunea Sergiu mai devreme, așa încât fermierul să fie, să țină pulsul pe situația din câmp, iar noi vom fi cei care vom livra informația, vom scrie, vom informa, vom filma și vom aduce fermierilor sfaturile utile a specialiștilor și așa încât ei să fie mai prosperi și să ne bucurăm de dezvoltarea agriculturii durabile în Republica Moldova. Felicitări! Mersi. Și mă bucur că sala este aproape plină. Asta înseamnă că există interes, pentru că fermierii cu care discutăm noi în teren sau, în general, zi de zi, și la telefon și pe la conferințe cu ale partenerilor noștri, ne spun că digitalizarea, da, este ceva, dar încă nu se pipă, încă nu se simte, dar eu cred că asta acum pare așa un pic vast și tare departe de noi. Dar Occidentul și cei de acolo ne arată că sunt rezultate și trebuie să mergem pe această cale. Felicitări și succes nouă tuturor! Mersi mult! Mulțumesc, Cristina! Și să avem un parteneriat frumos! Dar vreau să vă rog să ne ajutați cu ceva, să faceți primul click oficial pe platforma Agrodat. Vă rog mult! Unde să... Pe Agrodat. Aici, da? Da. Hai, să fii cu noroc! Și? S-a dus? O clipă. Vine! Scuze. Da, s-a pornit. Felicitări! Mersi mult, Cristina! Deci, suntem online, suntem pe platforma Agrodat și deja vedem, sper mult că se vede bine la ecran, deci informații online utile. Suntem în modulul temperatura aerului, care, dacă vedeți, mutând cursorul pe hartă, avem temperatura aerului pentru fiecare locație, pentru fiecare metru pătrat. Nu contează unde mergem, în ce localitate. La Micăuți sunt acum 7 grade Celsius. Exact la fel pentru tot teritoriul Republicii Moldova. Vreți să vedeți cum s-a schimbat temperatura aerului pe parcursul zilei astăzi? O clipă doar. Poftim? Precipitațiile? O clipă. Toate modulele sunt. Deci vedem. Pentru mine, cândva, în mintea mea era că nordul e mai rece, dar uitați-vă aici. Astăzi, la orele 1 de noapte, mai rece era în zona de sud și mai cald era în zona de nord. Și dacă mergem treptat, fiecare oră, vedem cum s-a schimbat temperatura în Republica Moldova. Deci,
Temperatura la orele 7 dimineața la Chișinău, aici unde ne aflăm, era de 5 grade. Dar asta este temperatura aerului care o putem modela. Deci putem vedea temperatura medie din ultima zi, deci de la miezul nopții, temperatura maximă azi care s-a înregistrat la orele 10, acum în zona noastră, și avem și, deci, maxima zilei de azi, acum avem deja 7 grade. Următorul modul sunt precipitațiile. Din păcate, nu avem înregistrate astăzi precipitații nici într-o parte a Republicii, nici într-o zonă a Republicii Moldova, dar avem posibilitatea de a vedea informația din ultimele 24 de ore. Deci în ultimele 24 de zone avem careva zone unde am avut până la 2,5 mm precipitații. Deci mai puțin sub așteptări, dar totuși. Și dacă să analizăm în perspectiva ultimelor 7 zile, am avut o cantitate mică de precipitații. Pentru cei care nu vor să vadă o hartă interactivă, nicio problemă. Avem și grafice unde vom vedea informația despre temperaturi, precipitații din ultimele 24 de ore, 2 zile sau 7 zile. Următorul modul, cel mai important, deci, de fapt, lansarea, am insistat să o facem până în data de 1 martie, pentru ca să reușim să oferim fermierilor instrumentele de bază necesare pentru ziua de 1 martie, și anume campania de semănat. Temperatura solului. Deja știm, nu confundăm temperatura solului cu temperatura aerului și ce avem acum. În momentul de față, temperatura solului variază în jurul temperaturii de 4 grade pe tot teritoriul Republicii Moldova. Dar, cum am spus, oferim informații date, dar nu doar. Soluție gata. Mergem la modulul semănatul și aici, de unde alegem cultura noastră, dacă să vorbim despre cultura, cultura cartofului, ducem cursorul pe ecran și vedem inscripția nu semănați. Este clar. Deci, la Bălți, ca și la Sud, nu semănăm cartofi. Deci, o soluție gata. Dacă vorbim despre sfecla de zahăr nu semănăm în regiunea Iedineț, dar deja începând cu regiunea Drochea, solul s-a încălzit. Deci se poate semna. Dar, desigur, că lucrul ăsta nu îl vom face pentru că trebuie să reieșim și din termen. Deci termenii de semănat când se apropie, noi consultăm platforma ca să vedem dacă s-au întrunit condițiile pentru a începe semănat. Deci, și în primul rând, temperatura solului. Instrumentul este gata. Informație în același format despre umiditatea pe plantă, deci roua, da, dacă vă uitați, roua sau umiditatea suprafețelor care s-a înregistrat în Republica Moldova în ultimele 12 ore, vedem că astăzi am avut rouă la sud. Fiecare parametru, care n-ar fi el, umiditatea solului, umiditatea suprafețelor, roa, ce înseamnă? Pentru cineva nu înseamnă nimic, pentru cineva înseamnă că eu opresc recoltatul cerealierilor în momentul ăsta. Cineva de la Chișinău, analizând situația cu roa, hai să vorbim despre domnul Vasile Vartec, poate să vă aflați în oficiu și în momentul când ați observat că în zona Cricova, unde vă sunt podgorile, nu mai aveți umiditate pe suprafețe, pe plante, porniți lucru. Deci, până atunci, până în momentul când se va lua roua, dumneavoastră găsiți o altă ocupație angajaților dumneavoastră. Asta este optimizarea. Puțin să ne abatem de la temă. Vreau să întreb pe cineva, ce părere aveți, când a început digitalizarea în Republica Moldova?
Inclusiv avem acum. Când a apărut GPS-ul. Foarte bine. Eu am altă părere, asta e părerea mea, desigur. Mersi mult. Eu am altă părere și uitam să vă aici atent, e foarte banal, dar în special fermierii o să mă înțeleagă mai bine. Încercați cineva din fermieri să trimite tractoriști în câmp fără telefoane mobile. E real acum? Nu este real. Eu mi-aduc aminte anul 2007 când fermierii, i-am cumpărat telefon, eu îl găsesc când trebuie, dacă se întâmplă ceva, el mă sună. Cum era până la apariția telefonilor mobile? Trebuia să meargă fermierul în câmp să vadă ce s-a întâmplat sau tractoristul se întorcea înapoi din câmp ca să spună că s-a întâmplat ceva sau altă întrebare. Deci totul e aici. L-am telefonat, dar acum mai nou cu apariția rețelelor de socializare, legătura cu tractoristul din câmp se face pe Viber, pe WhatsApp, s-a defectat utilajul, tractorul, tractoristul face poza uneltei cu codul, fermierul transmite imaginea mai departe la service și primește deja soluția gata, în câteva clipe piesa deja se deplasează către fermier. Asta este optimizarea, asta este digitalizarea. Când noi am cheltuit mai puține resurse, sănătate și efort pentru a soluționa o problemă. Despre lucruri importante disponibile pe platformă, următorul loc unde să mă opresc este Agroatlasul, l-am numit așa. Uitați-vă, aici este o hartă foarte, foarte utilă și potrivită pentru toți. O hartă unde vom avea locațiile, oricare locație. Deocamdată avem pe hartă instituțiile de învățământ, avem locațiile direcțiilor agricole, câteva direcții agricole raionale, deci este doar un exemplu aici, și avem magazinele agricole. Deci dacă mă interesează să văd unde se află cel mai apropiat magazin agricol din cauza că am o boală, merg pe Agroatlas, fac click pe magazinele agricole și mi-apare harta magazinelor agricole, iarăși fac următorul click și am ajuns la Drochia. Cel mai apropiat magazin de mine este Agrovila Drochia și accesez pagina, ajung în Google, după care mi fac un click, îi dau start și telefonul meu mă duce la magazinul agricol sau la universitate sau la direcția agricolă. Toate contactele le găsim aici. Deci toate lucrurile sunt aici. Deci instituții de învățământ, colegii agricoli din țară, care a adus foarte mulți specialiști buni, este aici. Deci totul pentru fermieri și nu doar fermieri. Pentru tinerii studenți, pentru specialiști. Deci, în același format, aș vrea să adăugăm pe platforma noastră informații cu localizarea, cum am spus, laboratoarelor de analiză a solului. Vrem să adăugăm informații cu frigidierele care sunt disponibile pentru păstrarea fructelor, elevatoare, magazine de tehnică agricolă și piese agricole. Deci, tot vrem să adăugăm aici tot de ce au nevoie fermierii. Deci să-i ajutăm într-adevăr. Și nu în ultimul rând, toate lucrurile trebuie să fie într-un singur loc. Deoarece acum noi avem o platformă de comunicare, este un chat aparte, o platformă, un marketplace de vânzări în altă parte. Ca să găsim o piesă pentru un tractor, trebuie să analizăm câteva site-uri. Pentru ca să găsim un magazin agricol, în general, e foarte dificil, mai puțin informație. Din câte am văzut eu, nu toate magazinele agricole sunt prezente pe harta Google, dar planificăm să-i ajutăm pe ei ca să-și localizeze magazinele agricole, să-și plaseze datele de contact, nu mai mult, doar datele de contact aici la noi pe platformă, deci pentru a ușura lucrul celui care are nevoie de produse,
o sămânță, chiar și nefiind agronom, cine, sau specialist, fermier, aveți nevoie de o sămânță de morcov pentru ca să o semănați. Și pentru asta, informația asta o să găsiți pe Agrodat. Deci o să găsiți cel mai apropiat magazin de unde o să puteți procura sămânță de morcov, ardei sau roșii. Deci totul e foarte simplu. De acord, Sergiu? Mersi mult. Dar, pe lângă date utile despre vreme, după cum am mai spus, avem și informații utile, deci sfaturi la zi. Deci, ce înseamnă rătură de iarnă? Scurt, ca să nu plictisim oamenii, deci scurt, ce înseamnă rătură de iarnă, cu ce e bună, care sunt beneficiile și în ce cazuri se poate efectua. Socot că valoarea premergătoare a principalelor culturi de câmp, iarăși, este informație foarte utilă, deci monocultura o excludem. Mă bucur că avem fermieri care au regulat în asolament mazărea, Vasile. Deci am rămas într-adevăr uimit că sunt fermieri care au păstrat și mențin mazărea în asolament, deci ca o cultură care aduce beneficii. Deci foarte multe informații utile, iarăși la un clic distanță, aici o să-i ajutăm pe fermieri și desigur că aici nu o să ne oprim, o să avem și alte multe soluții care să le adăugăm permanent. Iarăși sfaturi sau păreri, ceva util în format video. Deci nu doar informații de citit, dar poate cineva îi place mai mult să privească un spot video pentru ca să se informeze. Poftim, cu ajutorul partenerului Agromedia avem resurse utile pentru a informa fermieri despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și ce este nou în țară. Deci, la un clic distanță, foarte simplu. Desigur că nu putem să nu informăm oamenii despre ceea ce se întâmplă în despre știrile actuale din Republica Moldova. La un clic distanță veți avea știrile actuale, deci ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în domeniul agriculturii. Eu înțeleg că v-am plictisit deja foarte mult, dar deja suntem practic la finalul acestei prezentări. Vreau să vă spun dar intenționat am lăsat în ultim moment să vă spun despre că avem și un modul de prognoză meteo calitativă de la MeteoBlue. Deci în același format, în format de hartă, este disponibilă și prognoza vremii pentru toți, gratuit. Deci am lăsat-o la urmă deoarece nu este cel mai, este unul important, dar nu unica soluție pe care noi o oferim. Prognoza meteo vine de obicei ultima în lanțul procesului de luare a deciziilor, deci când trebuie să luăm decizia, trebuie să vedem dacă vremea ne permite acest lucru, deci ca să știm ce se întâmplă mâine. Și de asta avem și prognoza meteo calitativă de la partenerii noștri. Dacă am vrut să spun că acei la care în telefon mai sunt înscris eu ca Sergiu, Stație Meteo, Sergiu Meteo, vă rog să scriți Sergiu Agrodat. Cu această ocazie vreau să vă spun mulțumesc mult de răbdare. Sper mult că nu v-am plictisit. Pe locuri emoțiile au luat locul neemoțiilor. Sper mult că mă înțelegeți. Vă mulțumesc mult încă o dată, dar noi n-am finalizat. Acum urmează runda întrebări, comentarii. Nu vă grăbiți. Vă rog mult. Da, este... Da, mersi mult pentru întrebare foarte potrivită și la locul ei. Am omis lucrul ăsta, deoarece știam că o să fie așa o întrebare. Deci, sursele de date sunt stațiile meteo, în număr de 170, care sunt amplasate uniform pe tot teritoriul Republicii Moldova.
măsurăm temperatura aerului, temperatura solului, viteza direcția vântului, temperatura solului. Deci am făcut în așa fel ca să avem date din toate colțurile Republicii Moldova pentru a avea date super exacte și vreau să vă spun că am testat acest lucru, îi mulțumesc colegului meu Ion, care s-a deplasat în teritoriu pentru a testa serviciul nostru și vreau să vă spun că nu am găsit nicio locație unde nu coincide temperatura cu temperatura care este prezentată pe platforma Agrodat. M-am pregătit și întrebarea asta. Mersi mult, Virea. Nu. Eu îndemn ca oamenii, fermierii, să continue procesul de digitalizare și pentru a avea soluții personalizate, pentru că soluțiile aici nu se termină, pentru a avea soluții personalizate, trebuie să-și procure nu doar stații meteo, dar în general alte soluții. Dar înainte de a le procura, consultați specialiștii care se pricep într-adevăr în asta. Nu am menționat astăzi că avem și pseudo-specialiști în țară care duc în eroare lumea, care nu oferă soluții adevărate. Nu este vorba și de partenerul nostru, Studiul Sistemelor Agricole, reprezentat astăzi de Viorel, dar sunt mulți alții care, da, oferă produse digitale. Dar, știți cum... se întâmplă ca în cazul lui Păcală, căruia câinele i-a furat cârnațul. Deci rețeta a rămas la Păcală. Deci câinele nu știe cum să mănânce cârnațul. Așa și la noi. Deci noi îi dăm tehnologie, dar trebuie să învățăm cum să o folosim. Doar eu nu văd sensul să dau un dispozitiv sau o tehnologie în mâna fermierului, știind că eu n-am să-l pot învăța și el nu o să poată utiliza. Mersi mult. Alte întrebări? Da, desigur, mersi mult. Aplicația mobilă pentru Android și iOS este, din păcate, etapa a treia de dezvoltare a platformei. Deocamdată avem funcționalul care îl avem aici, îl avem disponibil în varianta web. Foarte bine funcționează pe telefoanele mobile, dar desigur că știm că este nevoie și de aplicație mobilă, pe care planificăm să o lansăm, sper mult, în mijloc de... cel târziu în luna iunie a anului 2024. Până atunci mai urmează încă cea două etapă unde vom adăuga informații despre boli și secete. Deci până vor apărea bolile, poate nu vor apărea, cu atât mai mult seceta să nu apară, vom adăuga modulul, deci în luna mai vom adăuga modulul seceta, deci monitorizarea secetelor. Domnul Manziuc? Știți, aici avem probleme. Din păcate, nu avem suficienți senzori de monitorizare a unității solului. Avem foarte puțin, doar domnul Vasile poate să ne spună, deoarece el are un dispozitiv care măsoară unitatea solului. Ok, vă spun, din datele care ni le-a oferit domnul Vasile, vă spun că
La moment este suficientă umiditate în stratul de la 20 până la 60 cm. Este suficientă umiditate, dar lucrurile pot să se schimbe dacă nu vom avea precipitație. Mulțumesc mult că ați abordat acest subiect, deoarece în perspectivă, sper mult, iarăși, dar aici avem nevoie de suport, singur nu o să putem realiza, avem nevoie de a instala cel puțin 50 de senzori de umiditate a solului pe întreg teritoriul Republicii Moldova și având acești senzori, nu costă foarte mult, dar noi nu ne putem permite face acest lucru deocamdată, o să vă putem prezenta informația despre umiditatea solului pe aceeași hartă de pe agrodat, cum este prezentată temperatura solului sau temperatura aerului. Deci, vă dați seama ce impact va avea această informație asupra fermierilor și, în general, agriculturii. Eu spuneam că ultimii vin la eveniment miniștri și ei pleacă primii, dar astăzi la noi studenții pleacă primii. Da, viitori miniștri. Da, desigur. O întrebare foarte bună, puțin mai complicată, dar este răspuns și la întrebarea asta. Pe platforma noastră este folosit un model științific de interpolare și extrapolare datelor, indiferent, dar care ia în calcul și denivelările sau relieful teritoriului. Deci, cel mai bun model care este, se numește Krieging, este folosit pentru interpolarea și extrapolarea datelor. Plus, o siguranță mare a datelor, sau precizie înaltă a datelor, ne oferă nouă și densitatea mare a senzorilor de temperatură a solului care le avem în teren. Am spus că senzori de umiditate avem nevoie circa 50, dar senzori de temperatură solului avem mai mult de 60 de senzori și care sunt distribuiți uniform pe întreg teritoriu. Deci temperatura solului am atras o atenție specială unde am vrut chiar să avem o calitate a datelor foarte mare, știind că aveți dreptate că este un parametru foarte specific și complicat pe alocuri. Vă mulțumesc. Prognoza recoltei, da? Prognoza recoltei aveți doar la culturi cereliere sau aveți și la culturi, de exemplu, pomicule, corticule? Nu, din păcate sunt vă câteva culturi de câmp, vorbim despre cultura grâului, soia, floarea soarelui și rapița. Deci, atât. Deci, deocamdată, acestea sunt, dar ele nu se regăsesc, predicția recoltei încă nu se regăsește pe agrodat. Deci, iarăși avem nevoie de resurse pentru a implementa. Deci, fermierii pot deja testa, își pot procura dispozitivele lor și softul care îl vor putea utiliza personal în conturile lor, deci nu pe agrodat. Deci, cu asta îi putem ajuta. Dar este un instrument fantastic. Deci, domnul Iurie Mășoi, încerc cu domnul Iurie. Domnul Sergiu, vreau să întreb ce duce la data centru agricol, la botanica, ce-i cu dânsul, care începând din 2016, cu multe milioane europene pot deschis. Din păcate, nu pot să înțeleg despre ce este vorba.
Nu, n-am participat, n-am auzit, deci în țară cred că se schimbă multe lucruri, se implementează multe lucruri, dar despre asta, din păcate, n-am auzit. Nu știu, nu știu, din păcate. Mă refer la cartelele de somn, care noi sunt inersi făcute, nu am probabil, dar în 200 și poate alte date. Și ca să le puneți acolo laboratoarele de somn, dă doar că am iai orice articol lucrat să găsați pe un laborator și nu să facă vreo obișnămin, ceva sau în somn și mai departe. Vă mulțumesc mult că nu mi-e... Așa fel, gen de lucruri am vrut să aud astăzi de la participanți. Deci, de dumneavoastră... Vă încercați, vă dați și misterul, să nu știu eu, vreau să văd public, să știu informații publică. Da, aș vrea mai multe idei de așa gen și propuneri, pentru că, cum am spus, noi suntem deschiși pentru colaborare. Orice idee o discutăm. Dacă, desigur, este spre binele societății, pentru societatea agricolă și nu doar. Mersi mult. Noi despre asta, de fapt, am vorbit înainte de a începe evenimentul astăzi, că o să avem de lucrat împreună. Mersi mult. Mai este o întrebare? Ah, Maxim, te rog. Da, mersi mult. Iarăși este doar un plan, o idee de a incorpora în platforma noastră și capcane electronice care le vom corela cu datele despre vreme. Deci vrem să avem două instrumente care ne vor ajuta să identificăm sau să prognozăm apariția dăunătorilor în culturile, în toate culturile. Deci temperatura, știm că influențează apariția dăunătorilor, deci suma temperaturilor active. Capcanele mult ne vor ajuta ca să îi identificăm de la bun început. Deci planificăm să avem și așa gen de soluții care să le oferim pomicultorilor în special, deoarece acolo este o problemă mai mare, deci combaterea dăunătorilor este, aș spune, cam pe același cântar cu combaterea bolilor în culturile pomicule. Da, următor. Simeon?
Corect? Dar asta nici că cum nu aduci plus valoare într-un compartiment care se numește saving cost. Și aici este o întrebare la domnul de la Ministerul Agriculturii. Sau, de fapt, eu propun o idee. Da. Sunt trei utilaje din care sunt două de bază. Prin care permite consumul foarte mult bani. Și aici putem să încercăm aceste două procese. Stropitoarea care aplică pesticide. Și aici noi discutăm despre spot spraying, care îți aplică duză cu duză exact pe buriat. Și în momentele astea ele trebuie promovate și inclusiv subvenționate, pentru că asta poate să reduc nivelul de pesticide din produse până la 50, 60, 70%. Deci asta înseamnă digitalizare și saving cost. Ceea ce ne arată platforma, ea nu ne aduce din cheltuieli. El doar un instrument se aplică astăzi sau mâine, dar eu îl aplic. Ceea ce discutăm de saving cost, asta înseamnă utilajă cu inteligență sau cu inteligență artificială, care îmi permite să-mi reduc cheltuieli. Și aici sunt crescut nivelul de productivitate, de profitabilitate. Pe un moment, a doilea s-a mai puținit cheltuieli și a treilea este vorba de sustenabilitate. Da? Deci, protecția mediului. Nu supradozăm, nu supradozăm. Exact. Asta e un moment. A doilea, încrăștetorul. Deci, dacă luăm structura cheltuielor per hectar, la cuplurile de chimpunere pe dată, deci noi avem 70% cu două poziții. Îngrășăminte, pesticide. A treia este semănătoarea care, dacă vine cu opțiuni de semănat areată, perfectată. Asta e a treilea compartiment care este costul semințe. Și aici, foarte bine venit ar fi scalarea sau promovarea în regulamentul IPA de subvenționare a scanării terenurilor din Republica Moldova. Scanarea sau geoscan, așa numit, ca să pot aplica, diferenția îngrășămintele, inclusiv de bază, inclusiv azot. Și aici trebuie un creștetor foarte, adică un creștetor performant. Și aceste două momente ar aduce o plus valoare net supervară versus la un sistem ERP sau pur și simplu un model de prognoză. Deși și acestea sunt instrumente extraordinar de bune și binevenite. Mulțumesc mult, Simeon. Cu a doua parte sunt complet de acord. Vă potriviți perfect pentru a deveni, pentru ca noi să devenim partenerii voștri sau invers. Toate ideile, aceleași idei, practic, le avem și noi în gând. Înțeleg că avem despre ce discuta. Cu prima parte întrebării nu sunt de acord. Cel puțin am să vă explic viziunea mea ce țin de boli și de economisirea resurselor. Dacă avem noi graficul infecțiilor, eu, în calitate de agronom, specialist în câmp, dacă am văzut că am avut 100% risc de infecție, l-am observat aici, în momentul ăsta, eu iau decizii ca să aplic un tratament cât mai rapid. Mă rog, în condițiile de vreme, eu am reușit să-l aplic aici. Eu știu ce trebuie să aplic aici. Aplic un produs preventiv așa, mai ieftin. Deoarece perioada de incubație se termină aici. Aici deja nu avem infecție, dar ciclul biologic care a început aici, el încă continuă aici. Simptomele vor apărea aici. Deci aici eu trebuie să aplic un produs deja cu mult mai scump care se combate deja boala sau simptomele care au apărut pe frunză, deci un produs mai scump și niciodată nu menționez, nu știu cât de bine sau rău, deja eu niciodată nu adaug cifrele cu minus care apar în rezultatul problemelor cu productivitatea și calitatea recoltei. De obicei se întâmplă așa. Deci nu vă spun teorie care am studiat-o. Vă spun în baza experienței. Deci, în 2015, anume cu asta am început, am testat cum lucrează
modele de îmbolnăviri la culturile agricole. Și am testat foarte bine și, și foarte bine ai punctat Simeon, ai spus că încep mai multe boli. Eram pregătit și pentru asta. Dacă am avut septorioză aici, Bayer sau o altă companie oferă soluții complexe pentru combaterea mai multor boli. Deci dacă eu am avut primul semnal că a apărut septorioză, eu adaug sau lucrez cu un produs care mă va proteja pe toată perioada următoare, pe 14 zile sau 30 zile, mă rog, depinde de preparat, pentru un spectru mai larg de boli. Deci asta este ideea. Așa trebuie să lucrăm în viziunea mea. Dacă nu este așa, vă rog să-mi dați o replică. Poftim? Save money cel puțin aici. Dacă nu economisim la produse chimice, banii economisim aici. De fapt, asta și este o neînțelegere, deci informația care n-au înțeles-o fermierii, că noi, deci, un lucru care am vrut eu să-l spun astăzi, avem condiții dificile în Republica Moldova. Nu avem suficiente precipitații, nu avem suficiente tehnologii, lucrăm cu semănători încă de pe vremuri. Dar ceea ce avem noi este că noi, neavând posibilitatea de a crește producția, cel puțin trebuie să tindem spre cei ca să reducem costurile pentru aceeași producție. Și v-am spus, în schimbul de a merge 10 ori în câmp, să mergem 8 ori în câmp, deja am economisit bani. Aici, o imagine satelit. Alexandru aici, locuind la Chișinău, doar în baza imaginilor satelitare, a înțeles când cultura de porumb era gata pentru recoltare. Deci, foarte simplu. Deci, ca să înțelegeți cum lucrează satelitul. Deci, avem imaginea satelit, fermierul merge odată în câmp, în zona care e marcată cu galben, care e uscată. Deci aici, deci e umiditate optimă, aici putem recolta. Aici sunt zone care nu. Deci el a înțeles care culoare indică că cultura este gata pentru recoltare. Și când s-a realizat culoarea galbenă pe toată suprafața, poftim, am mers la câmp cu combina direct pentru recoltare, fără ca să ne mai gândim. Așa a fost? Poftim. Deci, admit că poate undeva greșesc, dar haideți să schimbăm lucrurile împreună. Să facem o agricultură, într-adevăr, care să aducă prosperitate, dar să nu ne-l fure pe domnul ministru de la eveniment, deoarece sunt alte probleme. Mersi mult! Dacă nu sunt alte întrebări... Da, vă rog. Noi cum am accesat portalul respectiv, da, este gratis. Pe viitor tot așa va fi gratis. Pentru fermieri, da. Pentru studenți, nu, pentru utilizatori, da. Deci, platforma Agrodat planifică să câștige bani din plasarea informației pe platformă. Deci, magazinele agricole, laboratoarele, dacă vor să fie prezente pe platformă, o să achite o sumă pentru această informație. Sau și mai sunt soluții, de exemplu, fermierii, dacă vor dori să vadă pe platformă, în conturile lor o să dorească să aibă acces la imagini satelit, pe care o să ne le ofere compania Studiul Sistemelor Agricole, o să fie nevoiți să achite pentru imagine satelitare. Deci, însăși platforma cu date o să fie gratuită.
Da, toate datele sunt în baza datelor de la stațiile meteo. La ce vă referiți? Acces la agrodat sau? Dați-o să formulez răspunsul meu în felul următor. Deci noi avem acces la 170 de stații din cele 260 care sunt amplasate în Republica Moldova. Deci avem stațiile doar acele de la, la care avem permisiunea de la fermieri, de la proprietari, să le utilizăm datele. Deci proprietarii au semnat cu noi un acord, deci prin care ei își exprimă acordul de a ne oferi acces la aceste date. Deci am vrea 250, dar nu avem acorduri absolut de la toți fermieri. Da, vă rog. Super, super tare, mersi mult. Da, datele se sincronizează, cum am spus, un model științific Kriging. Deja vedeți pe platformă, dacă navigați, cum se schimbă informația, vedeți că avem valori diferite peste tot, inclusiv în locurile unde noi avem stații. Și, desigur, aș pune cel mai important lucru din toată istoria de astăzi, este păstrarea datelor. Deci stocarea datelor are loc, pentru că fără stocarea datelor nu o să putem înțelege în peste 10 ani ce a fost, deci care a fost suma precipitațiilor, cum s-a schimbat, deci cum să construim un instrument de predicție recoltei fără ca să știm care au fost precipitațiile. Da, apropo, noi avem deja savanți excelenți, nu știu, poate domn Vladimir Tudoraș o să dorească să spună câteva cuvinte. Domnul Vladimir Tudoraș are un instrument, un model care ne poate, în baza datelor despre vreme, ne poate prezice prognoza vremii pe următorii 10 de ani. Deci, dar pentru asta este nevoie de date și cu acest scop noi stocăm datele ca în următoarea perioadă să începem colaborarea cu domnul Vladimir Tudoraș cu scopul de a implementa și soluții, aș spune, extrem de inovative și de a prezice timpul pe ani înainte. Domnul Vladimir, vă dau microfonul? Mulțumesc frumos. Asta e așa un exprompt, dar din cauza că noi am lucrat cu Sergiu destul de intens iată cum ultima perioadă, noi avem stațiile lui, am testat, dar eu sunt șeful laboratorului de prognoze și analize a riscului. Iată asta, din denumerică, să înțelegeți că, practic, care trebuie să fie rezultatul final. Ce avem noi? Avem niște modele destul de interesante. Eu pot să vă dau și adresa, iată la câțiva colegi v-am dat, unde noi avem de cum concret modelele, cum de utilizat și ce de făcut. A doua, iată chestiunea aceasta de interpolare spațială care ați întrebat. Păi iată stația e aici, dar peste 10 km ce am să fac eu? Să îi folosesc datele astea sau nu? Asta e o problemă extraordinară. Și iată noi încercăm să o soluționăm și am ajuns la niște soluții destul de bune. Puteți să vă adresați la, direct la noi. Eu sunt la Pădurii 20, asta e la Botanica. Avem o sală extraordinară pentru conferințe, unde am putea să discutăm pe cine îl interesează, să înțelege. Dar avem și site-ul nostru. Eu însă lucrez cu Sergiu, noi ne-am înțeles foarte activ, din cauza că informația de pe loc este extraordinar de importantă ca să avem concrete decizii. Așa că vă invit spre conlucrare. Eu cred că cu Sergiu noi să lucrăm mai departe destul de bine, din cauza că noi lucrăm... Mare drag! Da. Numai o clipă, eu să vă spun, eu chiar am vorbit astăzi cu dumnealui, avem probleme foarte mari cu donatorii, știți de chestiunile astea. Noi producem feromoni, dumnealor au niște capcane electronice foarte bune, unde noi putem să combinăm aceste informații pentru a lua decizii concrete, corecte, la diferiți dăunători de bază care sunt, care s-ar putea de lua decizie când, cum și ce de făcut. Vă mulțumesc! Mersi mult, domnule!
Domnul Sergiu, eu cu un cuvânt de susținere sunteți, bravo, ceea ce ați plasat platforma este trezit un interes. Unul din site de început ați spus că a fost publicată o informație foarte utilă și au fost foarte puțin accesări. Vreau să spun, ați reușit, bravo sunteți, ați reușit să strângeți o sală plină, dar avem și numai la două platforme, am văzut, numai la o platformă aveți aproape 2000 de accesări și văd că Facebook este viu, destul de susțin. Și ați trezit interesul, cel puțin astăzi aveți la două platforme peste 2000 de accesări. Interesul este, dorințele și întrebările deja astăzi care au fost vociferate, eu cred că asta să fie o cotă mică întrebărilor care să fie puse mai departe și evident că nu putem să punem totul într-o platformă, dar sunteți bravo, vă susținem și așteptăm mai mult și la mai mare. Mulțumesc mult! Mersi mult! Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări, poți sunt întrebări? Da, este o întrebare? Mersi mult, la asta nu m-am gândit, deci, dar este posibil, da, deci când vom lansa peste o lună, o lună jumate, modulul cu suma temperaturilor active va fi valabilă din momentul pornirii, deci, modelului, dar ca sarcină, deja, mersi mult, o să ne punem sarcină ca să integrăm informația istorică, cel puțin datele din 2015 care le avem, ca să construim și instrumentul ăsta. Da, într-adevăr, mersi mult! Da, aici eu îmi să răspund în alt format, deci în care vă așteptați, pentru a confirma, și foarte bună întrebare, pentru a confirma acest lucru trebuie să măsurăm, trebuie să avem date. Într-adevăr, deocamdată datele ne arată în felul următor. Ca să se schimbe lucrurile, dacă se schimbă lucrurile, lucrurile trebuie confirmate prin măsurări. Și deci, dacă nu măsurăm noi date, nu putem cunoaște acest lucru. Și a doua întrebare. Spuneți-vă cum a fost centru ăsta de 400, deci nu sunt plecat dintr-o scola sumă de aerilor și vacuna și are vreo corelare cu densitatea care nu e o semănare sau nu? Nu are, dar cu densitatea, mersi mult. Nu are nicio corelație cu densitatea. Și foarte bună întrebare, mersi că mi-ați adus aminte, am vrut să ating acest subiect. Fiind aici, probabil chiar aici, în sala asta, mi s-a spus, profesorii mi-au spus că norma de semănată grâului este 150 de kg la hectar. Acum, fermierii seamănă grâul de toamnă 200 până la 250 kg la hectar. Cine nu e de acord, ridicați mâna sus. Circa 4 ani în urmă m-am întâlnit cu un specialist, cu un agronom din Marea Britanie, pe care l-am întrebat, cum voi obțineți recolte de grâu 8-10 tone la hectar? Eu mă așteptam la alt răspuns de la el. Eu așteptam să-mi dea tehnologie, să-mi dea rețetă pentru crânați. Dar el mi-a spus, nu știu de unde cunoștea, Sergiu, voi ce norme de grâu semănați? 150, 160, spune, asta e problemă. Și deja de la mine să vă dau un exemplu.
Avem o sală pe jumătate plină. Când ați intrat aici, era ok. Deci era o temperatură optimă pentru toți. După ce am stat aici cu toții jumătate de oră, încăperea s-a încălzit, deja vă sufocați. Nu aveați suficient aer, oxigen, temperatura s-a ridicat. Acum, ce aveți să se întâmple dacă noi dublăm numărul de persoane aici? Pur și simplu nu avea să avem oxigen, da? Trebuia să închidem ușa, să închidem aerul condiționat și noi să putem respira. Și dacă vă... deci, în același fel se întâmplă și în sol. Avem apă disponibilă pentru sol ca să germineze 150 kg de semințe de grâu, dar noi dăm sau aplicăm în sol, semănăm 200 kg de semințe de grâu. Deci este un conflict direct dintre două organisme. Deci o semință se conflictează cu o altă semință, deci care se luptă după un volum de apă care este în sol. În deosebire, în Republica Moldova, volumele de apă sunt foarte mici în momentul semănatului. Din cauza asta, eu ca specialist, poate pseudo-specialist, văd lucrurile în felul următor. Deci, analizăm, semănăm anume în așa fel ca să oferim plantei maximum posibile condiții pentru creștere. Cine nu de acord, aruncați cu piatră în mine. Mersi. Mersi mult de susținere, nu de piatră aruncată în direcția mea. Mersi mult. Alte întrebări? În acest caz, dacă nu mai sunt întrebări, vă spun un sincer mulțumesc, vă urez o zi frumoasă și sper o colaborare mare. Mersi.